Oamenii legii au pus gând rău localurilor de pe litoral. Nici bine nu s-a dat startul sezonului estival, că deja au fost verificate 10 de restaurante și cluburi. Mai mult, o discotecă de fițe a fost închisă. Inspectorii sanitari veterinari au ieșit la vânătoare pe litoral. Doar în mini-vacanța de 1 mai au fost verificate peste 50 de localuri, iar acțiunea este în plină desfășurare. Un club-restaurant din stațiunea Mamaia a fost închis pentru condițiile necorespunzătoare de igienă, asta după ce a primit și o amendă de 2000 de lei pentru condițiile improprii în care au fost depozitate produsele care urmau să ajungă pe mesele turiștilor. De asemenea, un restaurant din Eforie a fost sancționat cu 600 de lei. În următoarea perioadă, oamenii legii vor face verificări în toate stațiunile pentru a se asigura că toate localurile respectă legea.